Bună ziua, stimați colegi! Secvența de curs care urmează este dedicată obiectivelor, aserțiunilor, procedurilor, respectiv probelor pe care un auditor le obține pe parcursul misiunii sale. În cele ce urmează vom debuta în această secvență de curs cu prezentarea unui proces de audit limitat, fără a fi elementele care țin de planificare inserate aici, cu privire la ce înseamnă de fapt obiectivul general al auditului sau scopul auditului, obiectivele specifice, procedurile, probele și în final decizia cu privire la opinie, asupra căreia nu voi mai reveni pentru că deja am tratat-o în secvențele noastre de curs anterioare. În acest sens, cred că merită să începem toată discuția noastră, da? Despre, practic, ce este obiectivul general sau în ce constă obiectivul general al auditului. Obiectivul general al auditului, să știți că este un element care nu este la latitudinea auditorului. Auditorul este obligat să respecte acest obiectiv, chiar dacă nu este formulat sub denumirea de obiectiv general, dar în orice caz este formulat de ISA 200, care ne spune că auditorul trebuie să obțină asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt întocmite conform unui referențial și nu conțin denaturări semnificative și implicit să formuleze o opinie cu privire la acestea, și să raporteze cu privire la situațiile financiare și să comunice, așa cum prevăd standardele internaționale de audit, în conformitate cu constatările pe care le-a făcut. Adică, cu alte cuvinte, această opinie să o raporteze mai departe. Acesta este obiectivul. Obiectivul general sau scopul auditului este, de fapt, un răspuns la întrebarea ce urmărește printr-un audit al situațiilor financiare, ce se urmărește. Unde dorește sau unde trebuie să ajungă auditorul? Băi, auditorul trebuie să obțină o asigurare rezonabilă, să formuleze o opinie și să raporteze, adică să întocmească un raport cu privire la misiunea sa, inclusiv conținând opinia pe care o exprimă. Mai departe, merită să spunem faptul că pentru a atinge scopul, adică pentru, repet, a obține asigurarea rezonabilă, pentru a exprima opinia și pentru a o raporta, auditorul trebuie să-și fixeze obiective specifice. Obiectivele specifice trebuie, obiectivele specifice definesc ceea ce trebuie auditorul și echipa sa să facă pentru atingerea scopului, adică pentru îndeplinirea obiectivului general, în legătură cu ce ar trebui auditorul să se asigure. Ce ne propunem, cu alte cuvinte, trebuie să răspundem la întrebarea ce ne propunem să facem, ce trebuie să facem pe parcursul misiunii noastre, ce trebuie să verificăm în misiunea de audit sau în legătură cu ce trebuie să ne asigurăm. Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări care în mod evident sunt un răspuns prin formularea obiectivelor specifice, aș propune să revenim la o schemă pe care poate dumneavoastră cunoașteți, și anume faptul că până să fie prezentate informațiile în situațiile financiare, ele parcurg un drum destul de sinuos, destul de lung, să spunem așa, de la momentul la care anumite operațiuni sau tranzacții sunt produse, aceste operațiuni și tranzacții sunt contabilizate, adică sunt consemnate în soldurile și rulajele conturilor, și în final informațiile din soldurile și rulajele conturilor, în condițiile organizării unui sistem de control intern adecvat, evident despre care făceam vorbire în secvențele de curs precedente, informațiile așadar sunt prezentate în situațiile financiare, adică reprezintă ceea ce noi numim informații în situații financiare, documente de sinteză, bilanț, cont de profit și pierdere și toate celelalte elemente care compun situațiile financiare. În mod clar,
la ciclul prelucrării informațiilor contabile, atunci când are loc realizarea unei operațiuni sau unei tranzacții, această operațiune și tranzacție, în conformitate cu legea contabilității, este consemnată într-un document justificativ, dintre care o parte au caracterul de documente primare. Ulterior, aceste informații din documentele justificative sunt tratate în contabilitate, adică are loc contabilizarea operațiunilor și a tranzacțiilor. La contabilitate se întocmesc documente și registre contabile, gen registru jurnal, registru cartea mare, balanță de verificare, etc., etc. Pe baza balanței de verificare, care este corectată deja și cu rezultatele inventarierii, suntem în măsură, ulterior, la finalul exercițiului, să întocmim situațiile financiare. Situații financiare care fac obiectul auditului. Deci, cu alte cuvinte, pe baza balanței de verificare sunt întocmite situațiile financiare cu toate componentele sale și acestea sunt disponibile într-un final pentru a fi auditate. Revin la procesul de audit și aș vrea să precizez foarte clar faptul că rezultă și din această schemă faptul că un audit al situațiilor financiare nu înseamnă numai verificarea corelațiilor de la nivelul bilanțului al contului de profit și pierdere sau între componentele care compun situațiile financiare. Auditarea situațiilor financiare presupune verificări din partea auditorului realizate în întregul ciclu, în întregul lanț al prelucrării informației contabile, de la producerea unei operațiuni și tranzacții și consemnarea acestei operațiuni și tranzacții pentru prima dată într-un document justificativ și până la efectul acestor elemente consemnate în documentele justificative, până la nivel de situații financiare, sigur că trecând și prin prelucrarea valorică de la nivelul contabilității. Așadar, cu alte cuvinte, relativ la cele trei etape ale prelucrării informației contabile, conducerea realizează anumite aserțiuni care o să vedem noi, de fapt, anumite declarații. De aceea, în audit, aserțiunile sunt referitoare la categorii de operațiuni și tranzacții, referitoare la soldurile conturilor și aserțiunile referitoare la prezentarea informației în situațiile financiare. Aceste aserțiuni, precizate în standardele internaționale de audit, iată, sunt defalcate, numite generic, pentru fiecare etapă din prelucrarea informațiilor financiar contabile, aserțiuni, declarații ale conducerii explicite sau sub altă formă, deci explicite sau sub altă formă, care sunt incluse în situațiile financiare, așa cum sunt utilizate de către auditor pentru a lua în considerare diferite tipuri de posibile denaturări ale informațiilor ce pot apărea. Deci, aserțiunile sunt declarații explicite sau sub altă formă. Dacă nu sunt explicite, sunt în mod evident implicite. Declarații implicite, orice valoare consemnată, de exemplu, în dreptul imobilizărilor corporale din bilanț, nu reprezintă o declarație implicită. Orice sumă consemnată în bilanț reprezintă o declarație implicită. Declarațiile explicite sunt mai degrabă cele care fac obiectul unor descrieri narrative în notele la situațiile financiare. Dar să trecem în revistă, iată, categoriile de aserțiuni. Aserțiuni privind categorii de operațiuni și tranzacții. Apariție, exhaustivitate, acuratețe, separarea exercițiilor, clasificare. Privind rulajele și soldurile conturilor. Existență, drepturi, obligații, exhaustivitate, evaluare și alocare. Mai departe, apariție, drepturi și obligații, exhaustivitate, acuratețe, evaluare, separarea exercițiilor, clasificare și inteligibilitate. Și atunci am recurs în cele ce urmează, pornind de la aceste elemente, la o descriere a fiecărei aserțiuni pe categorii de tipuri de operațiuni și tranzacții, respectiv pentru soldurile conturilor și pentru prezentarea în situațiile financiare. Apariția. La ce se referă apariția? Apariția reprezintă declarația conducerii potrivit căreia, iată, tranzacțiile și evenimentele care au fost înregistrate au avut loc și sunt caracteristice entității. 2. Exhaustivitatea. Toate tranzacțiile și evenimentele care ar fi trebuit să fie înregistrate au fost înregistrate. 3. Acuratețe. Valorile și alte date cu privire la tranzacțiile și evenimentele înregistrate au fost înregistrate corespunzător. 4. Separarea exercițiilor, că tranzacțiile și evenimentele au fost înregistrate în perioada contabilă corectă. 5. Clasificarea, că tranzacțiile și evenimentele au fost înregistrate în conturile adecvate.
Mai departe, privind soldurile conturilor, existența. Este declarația conducerii potrivit căreia există activele și datoriile și participațiile la capitalurile proprii. Drepturi și obligații. Conducerea declară că entitatea deține sau controlează drepturile asupra activelor, datoriilor și obligațiilor entității. Exhaustivitate. Conducerea declară că toate activele, datoriile, participațiile la capitalul propriu care ar fi trebuit înregistrate au fost înregistrate. Evaluare și alocare. Activele, datoriile, participațiile la capitalurile proprii sunt incluse în situațiile financiare, la valorile corespunzătoare și orice ajustări privind evaluarea sau alocarea acestora sunt înregistrate corespunzător. Mai departe, aserțiunile privind prezentarea informațiilor în situațiile financiare se referă la faptul că, apariție drepturi și obligații, conducerea declară că evenimentele, tranzacțiile și alte aspecte prezentate au avut loc și sunt caracteristice entității. 2. Exhaustivitate. Toate prezentările care ar fi trebuit incluse în situațiile financiare au fost incluse. 3. Clasificare și inteligibilitate. Informațiile financiare sunt descrise și ilustrate corespunzător, iar prezentările sunt exprimate clar. 4. Acuratețe și evaluare. Informațiile financiare și alte informații sunt prezentate corespunzător la valorile adecvate. Acestea sunt aserțiunile conducerii. În mod firesc, eu, ca obiective ale auditului, obiective specifice ale auditului, trebuie să vin și să mă asigur că aceste aserțiuni ale conducerii sunt sau nu sunt corecte. De aceea, toate obiectivele specifice pentru categorii de operațiuni și tranzacții, respectiv pentru soldurile și rulajele conturilor sau pentru prezentarea informației în situațiile financiare, vor începe cu o sintagmă care generic sună în felul următor. Să ne asigurăm că. Și după sintagma să ne asigurăm că, evident că urmează aserțiunea fiecărei conduceri. Adică să ne asigurăm că toate aserțiunile respective sunt îndeplinite. Haideți să vedem cum sunt formulate aceste obiective specifice ale auditorului cu privire la clase de tranzacții și evenimente pentru perioada supusă auditului. Ia uitați, pentru apariția, pentru aserțiunea apariția, obiectivul sună să ne asigurăm că tranzacțiile și evenimentele au fost înregistrate, au avut loc și sunt caracteristice entității. Hai să mergem mai departe, să sărim peste câteva, mergem la clasificare. Să ne asigurăm că tranzacțiile și evenimentele au fost înregistrate în conturile adecvate și în documentele adecvate. Ia uitați! Obiective privind soldurile conturilor. Iarăși, să ne asigurăm că există active, datorii, participații la capitalul propriu. Să ne asigurăm că entitatea deține sau controlează drepturile asupra activelor la drepturi și obligații, iar datoriile reprezintă obligațiile entității. Mergând mai departe, iată, pentru obiectivele privind prezentarea informației în situațiile financiare și aici aceeași sintagmă cu să ne asigurăm că, spre exemplu, la clasificare și inteligibilitate. Să ne asigurăm că informațiile financiare sunt descrise și ilustrate corespunzător, iar prezentările sunt exprimate clar. Deci, obiectivele specifice ale auditorului și ale echipei sale, care sunt formulate în această manieră de către auditor, sunt asociate toate acestea unei aserțiuni existente la nivelul claselor de operațiuni și tranzacții, la nivelul prezentării informațiilor în soldurile conturilor și în situațiile financiare. Ceea ce aș vrea să mai precizez este, în plus, faptul că toate aceste aserțiuni, sigur, definite de o manieră generică de către standardele internaționale de audit, ele pot fi particularizate, de exemplu, pentru stocuri. Și o să avem operațiuni privind stocurile de, nu știu, materii prime, de exemplu, sau de produse finite. Pot fi particularizate aceste obiective specifice până la nivel de element de natura stocurilor. Adică avem aserțiuni cu privire la, privind operațiuni și tranzacții cu privire la materii prime, avem obiective cu privire la operațiuni și tranzacții aferente aserțiunilor pentru soldurile conturilor, aferente operațiunilor, evident, cu materii prime, avem prezentarea, evident, în situațiile financiare, obiective care sunt asociate aserțiunilor privire la prezentarea în situațiile financiare a stocurilor, după natura lor.
E, ce se întâmplă? Practic, eu, ca să îndeplinesc aceste obiective, o să vedem puțin mai departe, trebuie, ca să îndeplinesc aceste obiective, trebuie să pun în aplicare proceduri. Proceduri pentru colectarea probelor de audit. Adică, cu alte cuvinte, procedurile vor veni să detalieze cum voi proceda eu ca auditor pentru a atinge obiectivele specifice. Ce voi face? Ce voi verifica? Cum va proceda auditorul și echipa sa pentru a se asigura că? Repet, aserțiunea înseamnă declarația conducerii. Obiectivul specific pentru fiecare aserțiune înseamnă să ne asigurăm că aserțiunea este corectă. Cum voi proceda pentru a mă asigura că fiecare aserțiune este corectă? Adică cum voi proceda eu ca să îndeplinesc acel obiectiv specific? Îmi este definit la nivelul procedurilor de audit. Proceduri de audit asupra cărora o să revenim și aș vrea doar să fac precizarea că toate procedurile de audit utilizate pe parcursul unei misiuni sunt reunite într-o listă a acestor proceduri care se numește de fapt programul de audit. O să revenim asupra tipurilor de proceduri sub o formă simplificată. Iată, m-am oprit la 8 dintre ele în casetele cele două din subsolul paginii pe care dumneavoastră o vedeți. Mai departe, cu privire la procedurile de audit, aș vrea să fac precizarea dintr-un bun început asupra faptului că aceste proceduri de audit sunt reglementate în standardele internaționale de audit și standardele internaționale incidente în materie de proceduri de audit în principal, dar nu exclusiv, sunt ISA 315, identificarea și evaluarea riscului de denaturare semnificativă și înțelegerea entității și a mediului său, ISA 330, răspunsul auditorului la riscurile evaluate și ISA 500, probele de audit, cu extensia lui ISA 500, inclusiv ISA 501. Ce se întâmplă de fapt? Aceste proceduri de audit nu numai că îmi oferă posibilitatea să îndeplinesc obiectivele specifice, dar îmi oferă posibilitatea să îndeplinesc acele obiective specifice ajungând la informații probante, adică ajungând să colectez informații și să pot să bifez acele obiective specifice ca fiind îndeplinite în contextul în care eu culeg probe de audit care trebuie să fie, o să vedeți dumneavoastră, adecvate și suficiente. Practic, auditorul independent este interpus între două blocuri mari, să spunem așa, ca reprezentare grafică, sigur, în ceea ce vedeți dumneavoastră la tablă. Mă refer aici la managementul societății auditate, care reprezintă producătorul de informații contabile și utilizatorii de informații contabile. Auditorul independent este obligat, nu, în virtutea acestor proceduri, să culeagă probe de audit care să fie adecvate și suficiente și, în final, evident, să exprime acea opinie pe care să o și insereze în raport și să facă raportarea cu privire la situațiile financiare. Procedurile pentru colectarea probelor de audit sunt reprezentate de un set de instrucțiuni, adică fiecare procedură reprezintă un set de instrucțiuni precise și detaliate pe care auditorul trebuie să le pună în practică atunci când colectează probele de audit. Procedurile de audit sunt reunite în cadrul a ceea ce noi am numit clar programul de audit despre care am făcut trimitere cu puțin timp înainte de acest moment. Programul de audit, iată, conține o listă detaliată a procedurilor de audit stabilită pe cicluri contabile și pe pașii de urmat de către auditor. Adică aceste proceduri de audit, cu alte cuvinte, vin să spună foarte clar echipei auditorului și lui pentru sine care sunt pașii de urmat pentru a îndeplini anumite obiective. Adică să ne asigurăm că, de exemplu, toate exhaustivitatea, toate operațiunile au fost consemnate în documente sau acuratețea, să mă asigur că în documentele justificative, de exemplu, nu, asta e aserțiunea. Conducerea spune că în documentele justificative sumele și cantitățile au fost consemnate, dacă mă refer la stocuri, la valori corecte. Problema e că eu în obiectivul specific îmi propun cum
îmi propun să mă asigur că ce declară conducerea e corect și prin procedurile de audit vin în continuare și detaliez cum voi proceda eu și echipa mea ca auditor ca să mă asigur că acele aserțiuni ale conducerii sunt corecte. De asta se spune că pașii de urmat de către auditor pentru colectarea probelor de audit necesare în vederea obținerii unui grad de certitudine rezonabil asupra conformității sau nonconformității situațiilor financiare cu criteriile prestabilite. Procedurile de audit îmi descriu așadar cum voi proceda pentru a îndeplini obiectivul specific, adică ca să mă asigur că cum voi proceda. Mergând mai departe, aș vrea să facem clar precizarea că riscurile de denaturare semnificativă sunt influențate de natura sau în orice caz de riscurile de denaturare semnificativă îmi influențează, scuzați-mă, natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor. O să ne referim asupra celor trei caracteristici care sunt detaliate în standardele internaționale pe care le-am invocat aici. Și anume, natura procedurilor se referă la scopul procedurilor și la tipul procedurilor. Adică o să vedeți dumneavoastră când vom discuta despre procedurile de evaluare a riscurilor, despre teste ale controlelor și despre procedurile de fond. Tipul procedurilor, adică inspecție, observare, inventariere, confirmare, recalculare, etc., etc. Adică e logic că un anumit nivel a riscului influențează ce proceduri folosesc, adică natura lor. Natura procedurilor, adică felul procedurilor. Plasarea în timp a procedurilor se referă, pe de o parte, la data la care procedura este, la care procedura este efectuată și perioada sau data la care se referă probele de audit. Adică, cu alte cuvinte, plasarea în timp a procedurilor se referă și pe parcursul misiunii când utilizez aceste proceduri pe timpul misiunii și, în altă ordine de idei, la ce perioadă de timp din exercițiu auditat se referă și se aplică procedurile de audit pentru colectarea probelor de audit. A doua dimensiune a plasării în timp a procedurilor. Mai departe, amploarea sau întinderea procedurilor se referă la cantitatea care va fi efectuată dintr-o anumită procedură, ilustrată fără doar și poate de dimensiunea eșantioanelor, de numărul de observări ale unei activități, de control. Deci, cu alte cuvinte, amploarea procedurilor se referă, dacă e să-l transpunem într-un limbaj al semanticii noastre comune, la întinderea procedurilor, adică elementele din populația studiată asupra cărora aceste proceduri sunt aplicate. Adică numărul de facturi verificate, numărul de clienți verificați, numărul de confirmări primite, etc., etc., etc. Procedurile de audit, după tipologia lor, sigur că da, acestea au fost până aici natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor, iată, pot fi nuanțate în funcție de elementele procesului de audit în proceduri de audit care au loc la debutul misiunii, adică proceduri inițiale, și proceduri ulterioare, care au loc ulterior datei debutului misiunii, adică pe parcursul, altfel spus, pe parcursul misiunii. Și anume, procedurile de audit inițiale sunt procedurile de evaluare a riscurilor. Procedurile de evaluare a riscurilor, care abreviat le-am notat cu PER. Procedurile ulterioare se mai numesc și proceduri subsecvente. Iar aceste proceduri subsecvente, subsecvente procedurilor de evaluare a riscurilor și reunesc teste ale controlelor, procedurile de fond. Procedurile de fond, la rândul lor, se detaliază în teste de detaliu și aici o să avem pe cele trei cicluri, cele trei etape ale ciclului prelucrării informațiilor contabile, teste ale detaliilor operațiunilor, teste ale detaliilor soldurilor, teste ale detaliilor prezentării informațiilor în situațiile financiare și proceduri analitice de fond. O să revin puțin la ele, să detaliem fiecare din elementele din această reprezentare grafică.
Procedurile de evaluare a riscurilor sunt procedurile de audit care sunt efectuate pentru obținerea unei înțelegeri a entității și a mediului său, inclusiv a controlului intern al entității, pentru a identifica și evalua riscurile de denaturare semnificativă datorate fraudei, erorii sau erorii la nivelul situațiilor financiare și la nivelul aserțiunilor, evident. Teste ale controalelor. Teste ale controalelor reprezintă proceduri de audit menite să evalueze eficacitatea operațională a controlului intern, adică cât mă pot baza pe controlul intern. Pentru mine ca auditor este foarte important să știu că mă pot baza pe controlul intern, pentru că în condițiile în care noi ne putem baza pe controlul intern, înseamnă că și munca pe care noi trebuie să o efectuăm este una mai redusă, ținând seama de faptul că dacă controlul intern este unul eficient, o serie de denaturări pot fi descoperite de către acesta și atunci noi putem să operăm cu mai multă lejeritate, în sensul ăsta inclusiv să alegem un prag de semnificație mai ridicat, fără a intra în prea multe elemente analitice. Cu alte cuvinte, procedurile reunite sub denumirea de teste ale controalelor, apropo, denumirea de teste înseamnă de fapt o procedură pusă în aplicare, se referă la existența controalelor, la permanența lor și la eficacitatea acestor controale. Ce înseamnă existența? În primul rând, eu trebuie să testez ca auditor dacă controalele există. Dacă există, trebuie să le apreciez, aceste controale, dacă ele funcționează permanent. Adică o premiză a eficacității este evident existența, fără doar și poate că dacă un control nu există, nu poate fi eficient, dar mai mult decât atât, nu e suficient să existe. El trebuie să și funcționeze de o manieră permanentă. Și în final să apreciez dacă cele două condiții anterioare, existența și permanența, sunt îndeplinite, dacă aceste controale sunt cu adevărat eficiente. Mergând mai departe, aș vrea să ajungem să discutăm despre procedurile de fond. Procedurile de fond înseamnă fond și spune denumirea mai de detaliu. O procedură de audit este menită să, detecteze denaturările semnificative de la nivelul aserțiunilor. Ăsta e rolul procedurilor de fond. Și ele se împart în teste de detaliu ale claselor de tranzacții, solduri ale conturilor și a prezentărilor în situațiile financiare și proceduri analitice de fond, adică evaluări ale informațiilor financiare prin analiza relațiilor de plauzabilitate dintre informațiile financiare și informațiile nefinanciare. Merită să subliniem foarte clar că, de o manieră generală, procedurile de audit care fac obiectul cursului nostru, iată, reunite, iarăși generic, detaliate, în principal noi discutăm aici de proceduri de fond, sunt următoarele: inspecția registrelor contabile și a documentelor justificative, inspecția activelor corporale, observarea, investigația, confirmarea, recalcularea, reefectuarea și procedurile analitice despre care făceam trimitere anterior. Iată, deci discutam de procedurile analitice de fond. Acestea sunt cele de aici, proceduri analitice de fond. Bun. Haideți mai departe să vedem o caracterizare succintă a acestor proceduri. Vorbim aici de inspecția registrelor contabile și a documentelor justificative. Și aici discutăm de două tipuri de documente. Documente din interiorul entității și documente care sunt produse de terți și furnizate entității, documente externe. Inspecția registrelor contabile și a documentelor justificative presupun examinarea, da? Confirmarea, da? Sau confruntarea, scuze, justificarea, iată, examinarea. Un studiu suficient de detaliat pentru a determina o anumită situație. Examinați un eșantion de facturi,
De exemplu, poate suna o procedură. Mai departe, confruntarea este o instrucțiune sau procedură specifică ce se confruntă, de unde pornește această operațiune și spre ce se îndreaptă. Da? Justificarea cuprinde instrucțiuni referitoare la utilizarea anumitor documente cu scopul de a verifica realitatea operațiunilor și exactitatea sumelor înregistrate. Mergând mai departe, inspecția activelor corporale. Inspecția activelor corporale, da, înseamnă clar ce spuneam din partea auditorului, participarea la inventariere. Participarea la inventariere înseamnă posibilitatea auditorului de a exprima o opinie fără rezerve. În condițiile în care lipsește la inventariere, nu va putea niciodată să exprime o opinie fără rezerve, ci o opinie cu rezerve sau contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii. Dacă auditorul nu participă la inventariere, dacă participă la inventariere, am precizat ce se întâmplă. Dacă nu participă la inventariere, ar trebui să facă uz de proceduri alternative, să se convingă că în situațiile financiare, elementele inventariate sunt prezentate la valorile corecte. Inspecția activelor corporale presupune natura și eficiența sistemului contabil, riscurile de audit, calitatea procedurilor și instrucțiunilor de inventariere, natura și eficiența, eficacitatea sistemului contabil și a sistemului de control intern utilizate în entitate în ce privește elementele de inventariat. Mai departe, riscurile de audit. Da? Și pragul de semnificație stabilit pentru soldul diferitelor conturi. Calitatea procedurilor și instrucțiunilor de inventariere. Deci auditorul ce trebuie să facă? Să colecteze listele de inventariere folosite, nefolosite, anulate. Că să vadă dacă are loc acuratețea calculurilor din aceste liste. Observarea procedurilor de numărare. Vreau să precizez foarte clar că participarea la inventariere a auditorului, repet, este obligatorie a auditorului și a echipei sale. Sigur că s-ar putea ca dispersia geografică a unei entități în spațiu să nu permită lucrul ăsta peste tot, dar participarea la inventariere trebuie astfel dozată la nivelul echipei, astfel încât peste tot să se ajungă cel puțin cu verificări prin sondaj. Da? Ce mai verifică auditorul? Rezonabilitatea procedurilor de inventariere, rigoarea procedurilor de stabilire a stadiului de finalizare a producției în curs de execuție, amplasarea stocurilor, de asemenea. Cu privire la activele imobilizate corporale, iată, trebuie avut în vedere și perioada inventarierei și modul de stabilire a stocurilor. Da? În funcție de intrările și ieșirile care au avut loc între data inventarierii și sfârșitul exercițiului. Și asta e o chestiune, pentru că dacă inventarierea are loc în luna noiembrie, până la data sfârșitului de exercițiu, auditorul este dator să vadă dacă stocul la sfârșitul exercițiului, pornind de la stocul stabilit prin inventariere, este unul corect, ținând cont de intrările și ieșirile din stoc. Sau inventarierea poate să aibă loc după data de 31 decembrie, în luna ianuarie. În cazul ăsta, la un stoc pe care îl stabilește prin inventariere și o inventariere la care el participă în luna ianuarie, trebuie să adune toate ieșirile din stoc dintre 31 decembrie anul precedent și data inventarierei și să adauge intrările. Și atunci, deci să scadă intrările și să adauge ieșirile și în felul ăsta o să poată obține stocul la 31-a 12-a invers. Separarea stocurilor existente la data inventarierei între intrările și ieșirile care au loc în timpul inventarierei. Și aici e o chestiune care ține de acuratețea cu care procedura inventarierii este desfășurată. Sunt elemente care trebuie ținut cont. Stocurile care provin de pe linia de fabricație și care intră în depozitul sau magazia de produse finite sau de semifabricate, nu contează, care provin în timpul inventarierii din fluxul de producție, trebuie inventariate separat. Care sunt diferențele stabilite la inventariere, cauzele lor și modul de reflectare în contabilitate, compensări, perisabilități, delapidări de active, o serie de elemente care auditorului trebuie să-i dea de gândit cu privire la ceea ce se întâmplă la nivelul entității și în plus, nu, îi oferă o serie de indicii, evident. Mai departe, observarea. Observarea constă în urmărirea unui proces sau unei proceduri ce este efectuată de alții. Instrucțiunea, iată,
oferă posibilitatea auditorului să observe maniera în care se face recepția mărfurilor, achiziționarea. Poate să sune în felul următor, o procedură care generic noi am spus observare. Observați modul de verificare a facturilor. Deci pur și simplu observăm cum se verifică facturile. Are o eficiență limitată și presupune coroborarea cu alte probe de audit. Investigația. Investigația constă în obținerea unor informații de la persoane bine informate din interiorul sau din exteriorul entității. Aceste informații, sigur că pot să fie verbale sau scrise. Mai degrabă se recurge la o investigație în informații care sunt verbale, pentru că de obicei persoanele care răspund la întrebări se feresc să răspundă în scris. Instrucțiunile sau procedurile care fac trimitere la investigație pot să sune de maniera următoare. Chestionați personalul, chestionați gestionarul, chestionați și chestionați. Sigur că după o discuție verbală cu subiecții acestor investigații, în mod cert, trebuie să ajungem în momentul în care consemnăm în foile noastre de lucru din dosarul exercițiului, dar despre asta o să povestim puțin mai încolo pe parcursul prezentărilor noastre. Mai departe, observarea. Observarea constă în urmărirea unui proces, de asta am spus-o, era confirmarea. Confirmările constau în obținerea de la terți, clienți, bănci, societăți de asigurări, etc., etc., a unor declarații scrise la solicitări adresate acestora. Este o formă specifică a investigării, care se referă de regulă la soldurile conturilor. Aș vrea să vă prezint aici, un pic calculatorul reacționează mai greoi, că cererile de confirmare pot să fie formulate într-o formă pozitivă sau într-o formă negativă. În forma pozitivă, terțul debitor este rugat să confirme și să-și exprime dezacordul cu privire la soldul sau rulajul contului. O formă negativă în care terțul debitor este invitat să răspundă numai în cazul în care există un dezacord cu mine, cel care îi adresez cererea de confirmare, cu privire la contul respectiv, la soldul contului respectiv. Confirmările pozitive se solicită așadar chiar dacă soldul este corect, se solicită răspuns chiar dacă soldul este corect, sunt mai credibile decât confirmările negative. De ce sunt mai credibile decât confirmările negative? Pentru că dacă îi trimit o confirmare negativă și una pozitivă, fiți convins că orice client de-al meu este tentat să spună că domnule, nu-i răspund, pentru că așa mi se cere în confirmare, pentru că totul este corect. Adică nici nu va mai deschide calculatorul ca să vadă care-i soldul înregistrat de către el în contabilitate și îmi va omite a-mi răspunde la această cerere de confirmare, nu? Forma negativă, în care eu îi cer să-mi răspundă numai dacă îi în dezacord cu mine. Ori el va spune nu, sunt în acord. Au o eficacitate extrem de limitată. Vedeți incertitudinea asociată cu lipsa răspunsului. Recalcularea. Recalcularea constă în verificarea acurateței sau exactității aritmetice a unor determinări matematice făcute de către entitate, iar auditorul nu face altceva decât vine să recalculeze, de exemplu, costul producției obținute pe parcursul exercițiului. Dacă vă uitați în secțiunile de la audit financiar, am și prezentat acolo o problemă în care mergeam pe recalcularea costului producției. Mai departe, reefectuarea. Reefectuarea sau reconstituirea constă în examinarea sau executarea de către auditor în mod independent a unor proceduri sau unor controle interne care au fost efectuate inițial de către cei auditați. Adică auditorul spune, vreau să vedem cum funcționează procedura asta voastră, cu privire la controlul intern. Hai să vedem cine avizează, ce avizează, cine face controlul financiar preventiv, etc. Despre procedurile analitice, aș dori să precizăm foarte clar că acea relație de plauzabilitate se referă la analiza fluctuațiilor care nu sunt consecvente cu alte informații relevante, inclusiv informații nefinanciare și
de precizat foarte clar că procedurile analitice nu depistează fraudele sau erorile. Procedurile analitice de fond vorbim aici. Procedurile analitice vin să ofere indicii cu privire la anumite denaturări, să scoată în evidență categoriile de operațiuni, soldurile conturilor care au fluctuații anormale și asupra cărora auditorul va trebui să revină prin proceduri suplimentare. Ca o chestiune generală, înainte să trecem mai departe, cu toate că am făcut vorbire despre tipologia procedurilor, trăsăturile lor și iată, am detaliat cele 9 tipuri de proceduri, reprezentând mai degrabă proceduri de fond, aș vrea să precizez foarte clar că auditorul trebuie să obțină orice probă din cel puțin 2 proceduri alternative. Adică, cu alte cuvinte, o probă obținută dintr-o singură procedură s-ar putea să fie, infirmată de către o altă procedură pusă în aplicare sau de alte proceduri puse în aplicare pentru a releva elemente probante în același domeniu. Ce aș vrea să precizez? Clar că gradul de siguranță, cât de tare se poate baza auditorul pe aceste proceduri, iată, de la cele foarte scăzute spre cele cu un grad înalt. Ia uitați, investigarea, observarea sunt cele mai scăzute ca nivel de siguranță, în timp ce inspecția activelor și reefectuarea sau recalcularea, observați dumneavoastră, un grad ridicat de siguranță, adică sunt fiabile, sunt mai fiabile aceste proceduri în obținerea de probe de audit. Adică mă pot baza mai mult pe ele și probele care rezultă din aplicarea acestor proceduri sunt mult mai sigure. Trecând mai departe, iată, aș vrea să discutăm despre probele de audit. Probele de audit care nu reprezintă altceva decât informații utilizate de către practician pentru a putea ajunge la o concluzie. În cazul auditului situațiilor financiare, în mod evident, această concluzie este reprezentată de opinia sa. Probele includ și informații din sistemele informatice relevante, dacă există, sau alte informații. În principal, prin aceste probe, da, se urmărește detectarea de denaturări de la nivel de categorie operațiuni tranzacții, soldurile conturilor, prezentarea în situațiile financiare sau la nivelul oricărei aserțiuni. Câteva cuvinte în cele ce urmează despre concludența probelor de audit. Aș vrea să precizăm foarte clar că probele de audit, da, trebuie să fie concludente. Concludența lor înseamnă că mă pot baza pe ele, adică trebuie să fie fiabile, trebuie să fie, să prezinte siguranță pentru mine și misiunea mea. Și în sensul ăsta, aceste probe de audit trebuie să îndeplinească 2 caracteristici. Pe de o parte, probele de audit trebuie să fie suficiente, adică suficiența probelor de audit se referă la măsura în care aceste probe de audit corespund din punct de vedere cantitativ. Iar cantitatea probelor de audit necesare este afectată, evident, de evaluarea auditorului cu privire la riscurile de naturare semnificativă. Și aceste probe de audit, iarăși, trebuie să fie adecvate. Gradul de adecvare al acestor probe de audit, în mod evident, este măsura calității probelor de audit, respectiv relevanța și credibilitatea lor în oferirea unui suport pentru formularea unei opinii în raport, în final. Câteva considerații mai departe cu privire la probele de audit. Și aș vrea să le notăm foarte clar, sunt 5 considerații importante, și anume, credibilitatea probelor de audit este mai mare atunci când acestea sunt obținute din surse independente din afara entității. În mod evident că aș putea să procedez la o chestionare a contabililor și să întreb, sunt corecte soldurile conturilor de clienți care reflectă creanțele față de clienți, al respectivii contabili să-mi răspundă, da, sunt corecte. În alt mod se pune problema în momentul în care eu obțin un document din exteriorul entității, adică acel răspuns la cererea de confirmare, care e venită chiar de la client și care îmi spune cât este soldul în raport cu el. Credibilitatea probelor de audit, în al doilea rând, care sunt generate intern, este mai mare atunci când controlele aferente, inclusiv cele privind întocmirea și păstrarea lor, impuse de entitate, sunt mai eficace. E logic.
că orice probă de audit obținută intern în contextul existenței unui control intern care există, este permanent și este eficient, este mult mai credibilă decât o probă de audit obținută în condițiile în care controlul extern, vorba lui Caragiale, deși există, lipsește cu desăvârșire. Mai departe, probele de audit obținute direct de auditor sunt mai credibile decât probele de audit obținute indirect. E firesc. Nu mai sunt interpuși și nu există riscul de modificarea unor înscrisuri până să ajungă documentul la auditor. Probele de audit în format documentat, fie în format tipărit electronic sau pe alt suport, sunt mai credibile decât probele obținute verbal. Deci aici discutăm despre faptul că anumite probe care sunt în format scris, indiferent că sunt scrise în format hârtie sau electronic, în mod cert sunt probe de audit care sunt asumate de către cineva și nu sunt doar simple speculații pe care auditorul să le culeagă de la persoane la care de multe ori poate unora li se pare numai că anumite lucruri stau într-un anumit mod. Probele de audit furnizate de documente originale, evident că sunt mai credibile decât probele de audit furnizate prin intermediul fotocopiilor, pentru că dumneavoastră știți foarte bine și am văzut situații de acest gen. Pe parcursul cursului nostru o să vă prezint o aplicație practică cu un exemplu de fraudă din Cluj-Napoca de câteva milioane de euro, în care AutoCAD-ul a funcționat atât de bine încât s-a făcut o fraudă și chiar pe fonduri europene de 3 milioane de euro fără probleme. Acesta a fost, stimați colegi, cursul referitor la aserțiuni, obiective, proceduri și probe de audit. Vă aștept în continuare la o secvență de curs în care vom face aplicație practică, aplicații practice cu privire la toată această înlănțuire, aserțiuni, obiective, proceduri și probe de audit. Dar până atunci, țineți aproape, rămâneți cu noi și să auzim numai de bine!